Salut și bine ați revenit pe 10 info.com. Eu sunt Paul Sumeșan și în acest videoclip vom rezolva problema Proșir Z. Um, o problemă foarte interesantă. o problemă pe care eu am luat de două ori. 0 puncte, nu știu de câte ori. În fine, am rezolvat-o mai mult și după ce am avut de -o rezolvat ieri cu, cu un băiat și. De fapt, aveam de reparat lui soluția și a trebuit să -i repar lui soluția și n-am reușit nici cum se găsesc greșeala. Și din acest punct de vedere. Uh, vedeți că am luat de două ori zero după ce am făcut asta singur problema și mi-a ieșit de 100 de puncte în uh, acest punct de vedere vreau să vă, să vă arăt rezolvarea acestei probleme uh, o, să, o să vă arăt aici și faptul că foarte multă lume uh, o dă de gard adică ia foarte mult zero puncte și de fapt până acum nici eu nu știu motivul pentru care uh, am luat 0 puncte cu soluția celui dar uh, ideea e că Vedeți că foarte multă lume ia 0 puncte, și din acest punct de vedere m-am decis să uh, o fac ca să vă ajut în cazul în care aveți nevoie de uh, explicații, să vă explic uh, epic, firul epic a acestei probleme, cum se abordează și cum se rezolvă. Uh, haideți să citim problema. Am rezolvat de asemenea și problema pro și însă aș vrea să citim împreună problema asta și să vedem care, care e treaba cu ea. Se consideră un text format din cel mult 200 de caractere litere mici și spații, cuvintele din textul separat prin unul sau mai multe spații. Scrieți un program care citește textul și care, determină numărul de vocale din textul citit, înlocuiește ultima literă a fiecărui cuvânt din, text, uh, din textul citit cu litera Z mare, modifică textul citit prin aranjarea în ordine invers lexicografică a tuturor cuvintelor din text separa și separarea lor prin câte un singur spațiu. Fișierul de intrare proșir Z z ține pe prima linie textul. Și conținut, fișierul de ieșire va conține pe prima linie răspunsul la cerința A, răspunsul la cerința B și răspunsul la cerința C pe a treia linie. Înțelegi că Oana este la școala nouă vocale, am înlocuit ultima literă a fiecărui cuvânt cu Z și după aceea școala la Oana la este am ordonat invers lexicografic aceste cuvinte. Uh, în urma citirii exemplului văd că este foarte clar tuturor că, care este treaba cu această problemă și ce avem de făcut. De asta vom merge aici pe uh, uh, vom merge pe code și vom încerca să rezolvăm această problemă. În primul rând, vom avea nevoie clar de un vector A uh, de 256 de, de elemente de tipul char, în care să fie propoziția noastră pe care o citim inițial, un vector B de 250 tot de 256 de caractere care va fi copia vectorului A, un vector M de 256 pe 256 care va, în care se vor memora cuvintele. Uh, indice egal cu 0 va fi uh, indicele cuvântului, însă deocamdată va fi 0, dar putem și să nu-l inițializăm pentru că, cum spuneam, variabile declarate global sunt auto-inițializate cu valoarea 0 uh, după asta, va trebui clar să citim cu getline, pentru că sunt spații, chiar mai multe spații dată, pe A și uh, 256 de caractere primul și primul lucru va trebui să-i facem str uh, I. să-i facem o copie a lui a unde în b uh, va trebui să decrăm aici uh, biblioteca cât string uh, pe, ca să putem să facem această copie de aici ok și acum primul lucru pe care îl avem de fapt de făcut uh, este să numărăm vocalele și ne vom int contor vocale egal cu 0 for uh, int i egal cu 0 a de i Uh, plus plus i și acum vă voi arăta cum verificăm dacă este vocală, desigur vom uh, folosi sut r uh, dar înainte de chestia asta va trebui să ne declarăm uh, acest uh, vector de vocale și aici vom face char voc egal și punem uh, ghilimele și o să punem aici a e i o u a e i o u perfect și acum desigur if sut -r, r de uh, voc și ADI, adică dacă ADI se găsește printre vocale, vom face contor vocale plus plus. În momentul de față avem numărul de vocale în contor vocale, deci putem să îl afișăm și desigur să nu uităm să dăm endline pentru că asta este modul de afișare pe care îl cere problema. Bun. După ce am făcut acest lucru, următorul lucru pe care îl avem de făcut este să schimbăm ultima cifră, ultima literă a fiecărui cuvânt cu uh, litera Z mare. Și pentru acest lucru, desigur, vom uh, parcurge din nou șirul nostru A în același mod cum l-am făcut înainte. Și acum, dacă uh, is alfa, uh, adică dacă este literă, literă fie mică, fie mare, uh, is alfa de a ADI ce avem de făcut în cazul ăsta? Ei bine, va trebui să verificăm în cazul în care este în literă dacă pe poziția următoare, dacă pe poziția următoare este spațiu, ADI plus 1 egal egal cu spațiu, sau suntem la capătul și adică I ADI plus 1 egal egal cu strlen de, ADI, de A. Adică, dacă suntem la capăt și înseamnă că i plus 1 egal cu sutrele len de a, sau, mai simplu, i egal cu sutrele de a minus 1, pentru că asta înseamnă că suntem pe ultima poziție. În cazul acesta, atunci lui a îi vom da valoarea z mare. Va trebui să punem ghilimele de acestea, nu, din, nu ghilimele duble. Pentru că ghilimele duble sunt pentru șir de caractere iar pentru ghilimele simple sunt pentru un caracter. Vom afișa din nou șirul A și de asemenea va trebui să, va trebui să îi dăm, să dăm un backslash uh, n. După aceea, ulterior, uh, un alt lucru pe care îl avem de făcut este... Uh, ultimul lucru, ultima parte a acestei probleme și anume să luăm cuvintele din șirul B care este copia lui A și să le punem în matricea de cuvinte M, urmând ca ulterior să le sortăm. Și pentru acest lucru vom avea nevoie de un pointer P egal cu strâto de uh, B și separator care este doar spațiu pentru că așa a promis problema. Avem acum acest lucru. Mai departe vom face while P să trecem Vom copia ce avem în p, în m de plus plus indice, și pe PP, După aceea p va fi egal cu suter toc de 0 și separatorul spațiu. Perfect. După ce am făcut acest lucru, în momentul de față, în matricea M, vom avea toate cuvintele din propoziția B, care este copia lui A. Și acum va trebui să sortăm această propoziție, aceste cuvinte. Int e egal cu 1, i mai mic strict decât indice, plus plus i. For int j egal cu i plus 1, j mai mic sau egal decât indice, plus plus j if st -r -r -c -m p, d a, a m de i și m -d -j e mai mare decât 0, le vom da swap la m -d -i cu m -d -j. Făcând acest lucru în momentul de față avem sortate descrescător cuvintele uh, magicii magicei noastre, ce înseamnă Uh, mai mare decât 0 înseamnă aici trebuie să fie mai mic ca 0, mă scuzați, pentru că asta ar însemna ca M de J să fie mai mic lexicografic decât M de I. Și dacă este mai mic lexicografic, le dăm sub, 8, deci totuși și mai mare aici, da. Bun. Uh, și acum va trebui să facem afișarea. Int e egal cu 1, i mai mic sau egal decât indice. Uh, plus plus i. Si out. Desigur, m de i. Cu un singur spațiu, după. Pentru că asta este modul de afișare pe care îl dorește problema noastră. Este foarte important, mai ales la problemele cu de caractere, să respectăm întru totul modul de afișare dorit. Pentru că dacă nu îl respectăm, nu avem cum să uh, vrem să luăm 100 de puncte pe problemă. Pentru că acest lucru este imposibil. Îi dăm run la această problemă, venim aici și avem Oana este la școală. Uh, luăm exemplul de aici, îl punem în consolă și desigur dacă nu am greșit ceva, bine am greșit sortarea pentru că mi s-a părut mie că nu e bine, nouă OANA Z este Z școală Z deci atunci aici le-am afișat în ordine lexicografică, va trebui să schimbăm operatorul din interiorul acelui IF cu pun și în momentul de față vor fi sortate corespunzător în ordine lexicografică, invers lexicografică adică școală OANA la este și uh, vedeți că la o primă privire problema pare rezolvată corect. O să o iau de aici, de pe, pe de pe Info. Desigur să nu uităm să-i dăm fișierele. Uh, if stream sin uh, pro și Acum avem uh, fișierele puse și, desigur, primul lucru pe care îl vom face este să testăm problema ca să ne asigurăm că funcționează corect. După ce ne asigurăm că îi luăm 100 de puncte cu această problemă, ceea ce se și întâmplă, aș dori să mai mi-acordați câteva minute în care să reiau tot ce am discutat în, uh, tot ce am discutat în, uh, tot ce am făcut în această soluție. Ok, și uh, pentru început vreau să vă spun că aici am făcut declarările. Aici mi-am declarat indicele, urmând ca după aceea să fac citirea, să-i creez o copie lui a, pentru că aici îl voi strica pe a, punându-i la fiecare final de cuvânt. I-am creat o copie lui a, se numește b. După aceea am numărat vocalele, acest lucru este foarte clar, am făcut de prea multe ori pe acest canal și nu mai are sens să le explic de ce funcționează, cum funcționează. Mai departe, am verificat ca să pun la fiecare final de cuvânt z în locul ultimului caracter. Ce am de făcut? Să verific în primul rând că este caracter literă, să verific că următoarea poziție este spațiu, pentru că înseamnă că e final de, de, uh, final de cuvânt, sau să verific să fie la finalul propoziției, pentru că dacă acolo e egal-egal cu strâlele de A-1, înseamnă că eu sunt pe un caracter la finalul propoziției, pentru că după mai am numai pe backslash 0. Avându-l doar pe backslash 0, ce se întâmplă de fapt? Uh, înseamnă că sunt la finalul propoziției și ăla este finalul și cuvântului. Și atunci îl înlocuim și pe acela cu Z. Am afișat și roa. Mi-am luat un pointer pe cuvântul care ia să fac despărțirea cuvântului în uh, dezvățirea propoziției în cuvinte reținute de matricea M. După aceea am sortat matricea M cu metoda prin, cu o metodă numită sortare prin inserție și după aceea am afișat desigur matricea noastră cu un singur spațiu între ele. Și dacă bine vedeți, ia 100 de puncte această soluție. Uh, nu știu de ce am mai dat o să se trimită, pentru că ați văzut deja că avem uh, soluția de 100 de puncte. Uh, da, cam asta este, zice doar litere mici sau spații, deci să, puteam să lăsăm doar uh, IOU-ul. Uh, aștept evaluarea surselor deja trimise, deci a dat ceva eroare pe info nu este o problemă asta, pentru că deja am văzut că problema a luat 100 de puncte. Sper că v-a fost utilă această rezolvare a mea. Dacă v-a fost utilă, nu uitați să dați like și subscribe, pentru că acest lucru ne ajuta enorm în dezvoltarea noastră, uh, nu doar uh, ca și persoane, ci și ca și proiect, pentru că cu cât dați voi mai multe like-uri, ajung videoclipurile noastre la mai multe persoane și există un potențial de creștere a canalului nostru foarte mare. Uh, cum v-am spus, nu ne doriți să facem bani din YouTube, ar fi mișto să scoatem ceva pentru că am investit destul de mult uh, în aplicațiile cu care edităm videoclipurile, în aplicațiile cu care filmăm videoclipurile, dar nu asta este ideea noastră, ne facem asta pentru că ne-am dorit de foarte mult timp să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor și ideea este că vrem să ajungă la cât mai mulți oameni astfel încât să putem ajuta cât mai mulți oameni. Eu am fost Paul Sumeșan de la info.com. mulțumesc mult pentru vizionare și noi ne vedem într-un videoclip următor. Să aveți o zi minunată!